Pușcăria, asta încearcă să evite Liviu Dragnea, este frică de pușcărie. Începând de astăzi s-a dat drumul apelului în procesul lui Liviu Dragnea privind angajările fictive de la CJ Telorman. 2, 3 luni, 4 luni, spun juriștii, cam atât ar trebui să dureze acest proces. După care Liviu Dragnea trebuie să afle dacă rămâne în libertate sau merge la pușcărie. Nu pot fi alte alternative în discuția asta. Sau pot fi, domnule avocat? Eu cred că domnul Dragnea o să facă închisoare cu executare. Prima instanță a stabilit că dumnealui a avut obrăznicia și nesimțirea să fure de la niște copii sărmani. Toată lumea acolo a primit condamnare. Cum a furat? Scuzați. Ce făcuse el, nu? Luase două doamne care erau angajate acolo și le-a folosit la partid. Adică o schemă din asta josnică. Adică... Dar să știți că mulți politicieni au furat. Noi transmitem cuvântul a furat. Abuz în serviciu nu înseamnă să furi. Dar nu e abuz în serviciu. Acolo erau niște falsuri. Nu cunosc dosarul, dar... Nici falsul nu înseamnă să furi. Tot pe abuz în serviciu a trimis. Se poate. În fine. Cert este că... Dar nu, are și fals și abuz în serviciu. Sunt două infracțiuni, nu o să amint acum. Dar cert e un lucru. Adică tu ești dita mai politician, ai investiții în Brazilia, te duci toată ziua acolo. Și ei de la niște copii... Eu vă spun sincer, eu fac politică de un an și jumătate și n-am cerut un leu de la nimeni și n-am folosit un leu de la nimeni. Și sunt foarte mândru de asta. Bună observație, cu alte cuvinte, măi Liviu Dragnea, dacă ai furat așa de mult, trebuie să bagi mâna în buzunar să-ți plătești secretară de la partid, da? Cum își plătesc alții, sau cum și-a plătit chiar fosta soție, da, domnului Dragnea, prejudiciu, bombonica Dragnea. Haideți să vedem istoria. De fapt, Dragnea încearcă altceva. Încearcă, practic, să desfințeze completul ăsta de 5 judecători de la, în alta curte, prin tot felul de tertipuri, să vedem dacă o să iasă. Liviu Dragnea vrea cu orice preț să scape de cei 5 judecători care judecă apelul în cazul condamnării sale. Într-un gest fără precedent, liderul PSD a contestat la Curtea de Apel București decizia colegiului de conducere al înaltei curți în cazul constituirii completului de 5 judecători. Dragnea este nemulțumit că nu se aplică noua lege de organizare judecătorească. Curtea de Apel a stabilit primul termen la doar 20 de zile după cererea făcută de Dragnea. Decizia este surprinzătoare în condițiile în care secția de contencios administrativ dă foarte rar termene în doar 3 săptămâni, atunci când este vorba de anularea unor acte administrative. Spre comparație, șefa ENN Pensii, Raluca Țintoiu, a avut primul termen la 5 luni după ce a dat în judecată ASF, scriu jurnaliștii de la ziare.com. Liviu Dragnea a atacat-o dur de nenumărate ori pe șefa ICCJ, Cristina Tarcea. Că nimeni nu mai poate avea în conștiința mea să se lase ciuruit în asemenea hal și să continue să tărască după el lupta cu acest monstru. Poate că ăsta este motivul. Mi-am asumat și nu dau înapoi. Indiferent ce se întâmplă. Indiferent dacă doamna Targea refuză să pună în aplicare o lege doar pentru a avea eu un complet anume. Indiferent că continuă presiunile pe judecători. De altfel, Dragnea este în război pe toate fronturile cu cei de la Curtea Supremă. Pe 7 noiembrie, Curtea Constituțională va dezbate sesizarea făcută de premierul Viorica Dăncilă în legătură cu constituirea completului de 5 judecători. Dragnea a fost condamnat în primă instanță la 3 ani și 6 luni de închisoare. Da, acestea sunt detaliile, doamna avocat. Începe dosarul, începe procesul. Da, e o procedură pe contencios administrativ, ca să facem o distinție. Da. Liviu Dragnea mai are, e tot în faza de apel, pe dosarul penal la înalta curte. La Curtea de Apel a contestat procedura de alcătuire a completului de 5 judecători de la înalta curte, complet de 5 judecători care va da decizia definitivă în cazul domnului Liviu Dragnea în dosarul în care a fost condamnat la fond. Doamna Dăncilă a atacat la CCR, tot constituirea completă. Da, pe mai multe fronturi s-a încercat atac acest lucru. Pe mai multe fronturi, da. Este, vorbeați inițial de termenul acela foarte scurt, spunea foarte bine și domnul avocat, s-a cerut suspendare, adică să nu se mai judece dosarul penal pe care îl are domnul Dragnea la înalta curte, până ce Curtea de Apel stabilește dacă modalitatea de selectare a judecătorilor care compun acest complet de 5 judecători a fost una legală sau nu. Ar fi o decizie cu multe implicații în practică, pentru că de asta ca avocat, ce vă spune, ce vrea să facă Dragnea, de fapt? Să câștige timp? Să... Nu
tergiverseze. Acum nu știu cât este contribuția domnului Dragnea, cât este mai mult o opinie care s-a vehiculat în mediile juridice. Dacă se poate sau nu pune la îndoială legalitatea constituirii acestui complet de 5, având în vedere că doamnă, a fost dacă Dragnea se consideră nevinovat, trebuia să urgenteze, nu să tergiverseze dosarul ăsta. Avocatul vine și îți spune că a găsit o modalitate prin care, nu știu, oamenii care te judecă să fie înlocuiți. Doamna avocat, Dragnea nu este o persoană oarecare, este politician, este să consideră cel mai puternic politician din România. El trebuia să urgenteze dosarul ăsta, că vrea să candideze la președinția României, trebuie să-și rezolve repede lucrurile. Este un risc pe care nu și-l poate asuma. Și atunci când cineva vine și îți arată un fir cât de subțire de ață de care te poți agăța, evident că nu-l vei lăsa să scape. Eu așa văd lucrurile. Deci asta este logica juridică, dar logica politicianului spune următoarea chestie. Repede să se facă, repede ca să poți să știu ce să fac. Să asumi un risc, pentru că este un risc, are o condamnare la fond. Să o grăbească ar însemna să-și taie singur craca de sub picioare, să dai... E un risc pe care, repet, în acest moment, Liviu Dragnea, care oricum a fost șubrezit de încredere în partid, de încredere în rândul votanților, nu și-l permite. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă ar fi accelerat procedura, cum spuneți, și s-ar fi judecat doamna într-o avocat, lună și vedem o condamnare. V-am pus o întrebare în registru politic. Dragnea, dacă vrea să candideze la președinția României, nu poate să intre în campanie cu se dosarul penal în spate, până vine, da? Campania pentru alegerile asta spuneți, prezidențiale. Că se va termina. Se va termina. Ce voiam eu să vă spun este că dosarul ăsta deschis pe contencios administrativ, și aici vă spun că avocat care lucrează mult pe contencios și deloc pe penal, miroase a disperare. Pentru că cererea asta de suspendare a executării actului prin care a fost numit acel complet, mie mi se pare că nu are nicio șansă de reușită. Pe lege vorbim, da? Și atunci ne dăm seama de fapt unde este Liviu Dragnea acum. Este într-un loc în care e foarte singur, în care îl atacă toată lumea din punct de vedere politic, în care ceasul ticăie oră de oră, știe că se apropie acea condamnare, iar el e disperat și caută aer, caută soluții. Asta nu e o soluție, vă spun sincer. Doamna Bulai, apropo, ar putea intra Liviu Dragnea cu un dosar de ăsta în spate, cu șanse la președinția României sau să abordeze alegerile, pentru că sunt alegeri parlamentare, alegeri prezidențiale, dacă va vrea să mai joace politic... Va trebui să fie cu Dragnea, povestea asta transmis, la sub braț, cu dosarul. Cred că domnul Dragnea a transmis partidului că ceea ce îi se întâmplă lui se întâmplă PSD-ului. Și că dacă domnia sa pică, va pica cu tot cu partidul, cu imaginea de partid al unui corupt, al unui pușcăriaș, etc. Nu spus asta, asta e o abordare copilărească. Năstase a fost dus cu duba la partid, exact, l-au luat DNA-ul și PSD-ul a supraviețuit. Au câștigat alegeri în 2016. Na. A supraviețuit, dar nu a câștigat alegerile după povestea aia. Ori, a ajuns la putere în 2012. Năstase mergea la Pârnaie în 2012 și PSD-ul câștiga în fanfar în 2012 cu USL-ul. A fost foarte aproape. Scandalul mediatic că a fost momentul începerii procesului. Mai mult. Da, așa eu, cred că domnul Dragnea are tot interesul să tergiverseze, pentru că o decizie favorabilă în preajma alegerilor prezidențiale, deci după europarlamentare sau atunci la jumătatea anului viitor, este un debut sau un debușeu în campania de prezidențiale extraordinar. N-ajunge, domnul Dragnea. Acum, dacă sentința este defavorabilă, nu mai are de ce să mai joace. Sensul păi, doamne, acum ce să joace? Că-l ia Duba ce să joace? Păi, da, joacă de la Rahova ceva? Exact, sau adică nu mai are... Se închide game over, da, ca să zic așa. Cred că domnia sa încearcă să ducă acest game over cât mai departe sau, de fapt, cât mai aproape de europarlamentare, de prezidențiale. Are tot interesul să mai conducă partidul încă o zi, încă o săptămână, încă o lună, încă, mă rog, cât poate... Corin Ganciu, ai experiență, ai văzut mulți jupând ăștia politici, le-ai văzut mărirea, le-ai văzut decăderea. Dragnea, în ce fază a topoganului politic se află? Vreau să vă reamintesc puțin cazul Adrian Năstase. Deci din Marele Năstase, cu multiplele lui personalități și valențe, da? Știți ce a rămas din el în pușcărie?
ce voiau să audă de la el sau cum și-a creat identitatea Năstase în pușcărie pentru a satisface pretențiile celor care fac jocul acolo, are marilor rechini, recidiviștilor. Personalitatea de vânător. Deci nu de profesor de drept internațional, nu de fost ministru de externe, nu de deputat, nu de candidat la președinție, etc., etc. Pe ei a interesat vânătorul din Năstase. Și Năstase a început să le povestească în pușcărie despre patie de vânătoare și ca să fie și mai patetic, a început să vâneze muște, că n-avea ce să vâneze altceva. Și s-a specializat la propriu, vă spun. Deci prindea muște cu mâna, a ajuns un mare vânător de muște, exact ca în Croitorașul cel Viteaz. Păi și Dragnea e vânător, poate o să bun. Iasă și lui, da. Acum mă întreb prin comparație da. Cu marele Adrian Năstase, ce va face Dragnea în pușcărie? Păi și ăsta e vânător. Pentru că de pușcărie, nu scap. Nu. E pescar? Nu va conta nici pescarul, nici vânător. Pe cum să lucrezi? S-a fumat filmul ăsta, da? Sigur, e fumat. Deci va conta plugarul, lăcătușul mecanic, sculer matrițerul. Asta va conta și va ajunge un rândaș, și așa-l văd, Ciuca Bătăi va ajunge. Pentru că tu îți cumperi protecție, cât îți ajung banii, banii se vor termina. Acum, că... nu cred că în cazul Dragnea se vor termina foarte repede, spun unii. Nu știu, sunt depinde cum îi bagi în pușcărie, că nu poți să bagi genți de bani în pușcărie. Da, sunt discuție, scoși, da. Foarte mulți bani au fost scoși în valize afară, categoric, de asta nu mă îndoiesc. Dar Dragnea va juca un rol foarte să știți că în tinerețe, Liviu Dragnea repara motoare de mașini, auto, era destul de destoinic la chestia asta. Asta va fi da. El în pușcărie, nu vânătorul. El s-a laudat că a făcut un aro din piese. Da. Poate servește la cantină acolo, nu? Că știa așa să servească acum niște baruri. Așa văd eu, că dacă ar fi plugar, dacă ar avea tractoare pe acolo și ar putea să are pe undeva, cred că ar fi un foarte bun plugar. Plugar mecanic. Aici este, cred că, oarecum drama României din ultimul an și jumătate, doi ani. Noi discutăm aici în studio principial despre instituția revocării, despre ce înseamnă sau nu înseamnă abuz în serviciu, care este rolul recomandărilor Comisiei de la Veneția sau a Comisiei Europene. Când avem niște fapte foarte clare, simple, un om care a mutat niște femei care ar fi trebuit să lucreze pentru niște copii, să lucreze pentru partid. Avem ceea ce se întâmplă cu Belina, care s-a transferat, cum s-a transferat, și vedem că toate aceste discuții pornesc de la modul în care, raportat la aceste cazuri sau la altor cazuri din PSD sau din ALDE sau din alte partide, nu neapărat, ar putea să scape. Adică, da, am putea îmbunătăți dosarul Teldrum, că asta cu Belina și cu angajările astea sunt glumițe. Și, și aici vedem, de fapt, marea dramă, că în loc să ne ocupăm de schimbarea României, de faptul că vine președinția Consiliului Europei, de toate celelalte, noi discutăm și încercăm să vedem oare trebuie o virgulă în definirea abuzului în serviciu, poate intră la altceva, și de multe ori discutăm de bună credință, ne certăm în contradictoriu și are lumea impresia că dacă susținem un punct de vedere sau un alt punct de vedere facem jocurile cuiva sau al cuiva, când de fapt avem niște fapte pentru care cineva încearcă să scape de răspundere, timp în care ceea ce ar trebui să se ocupe politicienii și conducerea României nu se întâmplă. Asta este marea tragedie în momentul de față a României. Din păcate că ați adus vorba despre Belina, mi-aduc aminte și că am început cu cazul Augustin Lazăr. Pe mine ce m-a șocat în acel caz a fost acea hârtie de care se spune că era în dosar, în care Augustin Lazăr a, mă rog, închis un proces al președintelui Iohannis, acuzat nu pe proces, forumul... dosar, doamnă. Un dosar, al, exact, al președintelui Iohannis, acuzat de niște... povești cu casele, cu forumul german, cu niște transferuri, cu niște chestiuni. Nu forumul german, nu. Erau vorba de proprietățile familiei, dar în extensul deci, era legat și de forumul german, da. Deci... spuneți dumneavoastră ceva, da. Povestea, da, știi, din avion și pe ceață. Povestea asta cu Liviu Dragnea ar fi dramatică și foarte interesantă dacă nu ar avea în spate această aură a spălării unor păcate, a dării afară a
unora selectiv pentru a face loc altora. Pentru că dacă poveștile măcar apărute în spațiul public și de o parte și de alta spectrului politic s-ar fi validat, dacă nu am avea prea cinstite fețe de la Oprișan la domnul Blaga, la domnul președinte, rămase în spațiul public și curate lacrimă și ar fi toată corupția din România tocată mărunt, atunci aș zice, da, domne, să intre și Dragnea pentru astea două femei și pentru Belina și pentru ce mai fi. Dar, așa cum v-am mai spus, mie mi se pare că țara... Stați și care logica? Dacă nu intră, nu intră tot, să scape Dragnea, nu înțeleg. Nu, logica este de ce unii intră și unii nu intră. Așa e în tenis, doamnă. Toma Caragiu, așa e în tenis. Vedeți, unii intră, alții rămân. Este sigur că la soluție să nu intre niciunul în licitație. Să nu mai fură niciun licitație. Trebuie să vă contrazic într-o chestiune. Ați spus că procurorul Lazar a lucrat, se pare că ar fi lucrat pe dosare cu numele Iohannis. Există un comunicat, a apărut acum în spațiu public, un comunicat al parchetului din Alba, unde lucra... Curții de apel, da, Alba, de apel, da? Care spune că Augustin Lazar din 2008 până în 2018 sau 2017 n-a lucrat pe niciun dosar cu numele Iohannis. Era șef de parchet, numai că n-a lucrat. El a supervizat, da. E o diferență. Deci, procurorii de la Curtea de Apel, de la parchetul Curții de Apel Alba, care au închis dosarul lui Iohannis... Era în subordinea lui Lazar, iar ăia nu puteau da scoatere de subordine penală, ne începe urmărire penală, fără rezoluția șefului ierarhic, adică a lui cred Lazar. Cred că exista un șef și pe la Cluj, și pe la Botoșani. Aici e Alba, doamnă, sunt curs adică, de apel diferit. Da, adică mai sunt curs de apel care cred că puteau să... Ați vedea și instanțele ce au făcut. Au venit instanțele și au spus că nu erau legale măsurile. Deci dumneavoastră, revenim ca povestea cu castavetele a lui Florin Piersic. Dumneavoastră spuneți că Augustin Lazar n-a ajuns întâmplător procuror general al României. Da, spun că nu a ajuns întâmplător și nu pe merit, deoarece... Doamnă, în 2004, Traian Băsescu a ajuns președinte României cu dosarul Flota în spate. Absolut. Dar în momentul în care în spațiu public nu se arată, ăștia sunt cei cinci candidați, ăstea sunt dosare. Eu nu cred că un procuror are ceva de ascuns în dosarul ăla încât el să nu fie văzut decât de președinte. Că până la urmă activitatea este într-un minister public și trebuie să fie public. Bun, și toate proiectele de management au fost publice. Face istorie cu magistrații, îl susțin pe Augustin Lazar. Astea și două asociații l-au susținut în mod permanent. E un lucru important ăsta. Să știți că între magistrați cred că există o impresie foarte bună despre domnul Lazar. Îl văd ca pe un profesionist, exact cum spuneați și dumneavoastră, că altfel nu-l susțineau. Cu rezultate excepționale. Da, altfel nu-l susțineau. Au stârpit corupția la Alba, nu mai există și așa mai departe. Păi, nu era în competența lui, era la DNA. Repet ceea ce v-am spus. Augustin Lazar a ajuns procuror general României pe negociere și pe troc politic, așa cum au ajuns toți șefii de parchete din România, inclusiv ăștia care sunt pe funcție, gen Bănilă, de la Dicot și alții. Atunci, istorie contrafactuală, lui... facem un exercițiu, doamna sociolog. Dragnea scapă de pușcărie, ce se întâmplă cu el? Dragnea intră la pușcărie, ce se întâmplă cu PSD și cum se resetează jocul politic pentru 2019, fiind an electoral, un an foarte important. Eu prima variantă. Dacă Dragnea scapă de pușcărie, continuă să fie liderul maxim al partidului, ba din potrivă... Și candidează la președinția României? Da, indiscutabil. Indiscutabil. Cu adică ce șanse? Cu șansele care sunt direct corelate cu contracandidații. Cred că în acest moment nici PSD și nici Tăricianu nu-și propun să câștige președinția, cât să își ducă partidul și toată organizația la cât mai multe locuri în următoarele alegeri. Adică să fie cât mai bine poziționați pentru alegerile din 2020. Și dacă se poate fără pușcărie, mă gândesc, nu? Adică aici, se duce în Parlamentul la Rahova. Scuze, da? Că am intervenit. Al doilea scenariu va depinde și de când ar primi condamnarea, pentru că dacă Liviu Dragnea pleacă la pușcărie din funcția de președinte al Camerei Deputaților și de președinte al PSD înainte de foarte apropiat de alegeri, de un tur de alegeri, în acele alegeri PSD-ul va pierde foarte mult. Dacă pierde, dacă condamnarea șefiei partidului și așa mai departe e mai îndepărtată de președințiale sau de locale sau de parlamentare, atunci PSD... Schimbarea șefiei partidului
poate interveni decât în două situații. Ați spus că în opinia dumneavoastră... Depinde pentru rezultatul alegerilor, va conta foarte mult momentul în care va veni această condamnare. În opinia dumneavoastră, Dragnea merge la pușcărie, așa am înțeles gluma cu mușta. Ce se întâmplă cu partidul mai departe? Partidul are scenariul în care Dragnea a intrat deja în pușcărie. Îl are. Și vreau să zic că la nivelul cel mai de jos al partidului, am avut ocazia să vorbesc cu membrii simpli ai PSD. Ei deja știu că Liviu merge. Că, nu că merge. Că adică partidul merge. Contează, asta le-a spus Stănescu. Deci asta a venit de la Stănescu. Da. Chestia asta, că partidul este mai presus decât orice om. Stănescu a spus-o public. Și s-a referit normal la prietenul lui Dragnea. E ca la Partidul Comunist. Și că ce se întâmplă mai departe după ce, domnul Liviu merge la pușcărie? În senator. Interesul lor este să ducă această embarcațiune, această barjă ciuruită deja, din toate părțile, plină de găuri, să o ducă la liman, într-un fel. Interesul e ca această coaliție să supraviețească. Și atunci ce vor face? Pe cine o să pună? MCV, că MCV nu interesează, ba, din potrivă, e un avantaj pentru PSD, existența MCV. Bun, Dragnea merge la pușcărie. Pe cine pun candidata președinția României? Cine prea partidul? Nu cred că este o prioritate în acest moment. Firea este complet nefrecventabilă pentru această camarilă, pentru această coterie care face jocurile. După cum s-a și văzut, conflictul este pe față. Firea a pierdut și am spus că în conjunctura actuală în care Dragnea va decide și va face jocurile până ce va intra la pușcărie, că le face în continuare, da? Ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic sau ca și cum nu îi spânzură sabia lui Damocles deasupra capului, partida Firea, eu zic Firea pentru că ea este liderul informal al grupării de opoziție din sânul partidului, Firea nu are șanse. Și dacă ea de la sine putere va candida la președinție, avându-l drept contracandidat pe Iohannis, bun, de bună seamă partidul alegerile cu 68% este un argument pentru care Dragnea continuă să, adică să amâne sau încearcă să amâne cât mai mult sentința probabilă și posibilă, tocmai pentru a rezolva această dizidență din partid care l-a vizat. Nu e dizidență, este luptă pentru resurse, este o luptă mârșavă, de fapt, între niște escroci. Între niște escroci, pentru că ei se bat pur și simplu pe ce a mai rămas de escrocat, de spoliat și de subt. Își mai împart între ei, cât un ocol. Pe asta se bat. Pentru că e gașca din Ilfov care face jocurile în București. Acest oraș deja este căpușat de Ilfov, de clanul Pandele, care și-a adus toată mafia, toți bondarii, aveți toate căpușele, asta, trebuie să începând de la taximetria care pirata la început și își făcea curaj să intre în București, acum până și în taximetrie ăștia fac jocurile pe față. Deci toată gașca aia de la primărie, toți portăreii lui Albinuța. Albinuța care ne-a adus gândaci de bucătărie, țânțari și șobolani. Și un supliment. Dar de ce spuneți Albinuța? Nu înțeleg. La ce vă referiți cu Albinuța? Așa spune domnul Pandele. Este numele ei de familie. Nume de alint. Albinuța. Ați mai văzut Albinuță care s-a duc la putere gândacul de bucătărie? Deci gândacul de bucătărie te poate ucide după ora 11 vara în București. Sunteți foarte bine informat. Nu, merg pe jos. Eu mă plimb pe jos. Înțeleg că e nevoie de o companie care să se ocupe de așa ceva. Este nevoie, pur și simplu, de o armată morală de deratizatori și dovezi prezentate, niște filme documentare făcute cu ce se întâmplă acestui oraș. Planul 2. Firea va fi candidatul PSD-ului dacă merge Dragnea la pușcărie? Sau Corina Crețu? Corina Crețu. Corina Crețu, un personaj... Și președinte PSD dacă intră Dragnea la pușcărie? Corina Crețu? Sau Paul Stănescu. Există, Paul Stănescu. Există variante multiple, adică în partidul acesta. Da, aici este foarte interesant, dacă permiteți, faptul că... Și tractoriștii toți cei, trebuie să aibă o șansă. Toți cei care l-au contestat la un moment dat pe Dragnea, s-au intrat cu Dragnea în conflict, nu au reușit să se impună ca lider al opozanților. Că a fost vorba de doamna Andronescu, că a fost vorba de Nicolae Bădălău, acum de Gabriela Firea, pe care cineva din exterior i-ar spune, uite, ăsta va fi liderul opoziției interne în PSD, observăm că nu se coalizează nici în jurul domnului Tuțuianu, nu se coalizează ceilalți
acasă, care te aștepta, ok, scopul comun este să scăpăm de Liviu Dragnea și să reformăm partidul ăsta. Este un lucru foarte interesant care se poate observa. Doamna avocat, am o curiozitate. Doamna avocat, sunt dese cazurile în care îți iei condamnare în fond și la apel ești achitat? Deci Dragnea a luat condamnare de 3 ani și jumătate. Sunt dese cazurile în care se dau achitări pe genul ăsta de infracțiuni și la înalta curte? Nu sunt o raritate. Nu sunt o raritate. Nu. Deci este posibil să fie achitat. Există și posibilitatea aceasta. Adică un judecător să spună. Nu putem să excludem pentru că nu avem niciun motiv să excludem. Există și dacă posibilitatea de a primi, de a primi o achitare. Dacă ia cu suspendare. Nu, în orice situație care nu înseamnă achitare, libertatea domniei sale este afectată. Pentru care prima condamnare. Deși infracțiunile au fost făcute după sau înainte de condamnarea în dosarul referendumului sau cum se calculează? Oricum să explicăm descontope sunt niște termeni destul de tehnici. Practic după ce va primi, dacă va primi o condamnare definitivă în acest al doilea dosar. Deci dacă ia un an cu suspendare la apel. Toate pedepsele pe care le-a primit pentru fiecare infracțiune din toate dosarele se trec pe o coală de hârtie, cum faceți dumneavoastră. Un an cu suspendare, cât are din cealaltă? Are 2 ani cu suspendare în cealaltă poveste. 2 ani cu suspendare. Da. Acum, și atunci cât îi dau? Nu cred că vorbim de suspendare aici. În al doilea dosar, puțin probabil. Să mergem pe suspendare. Dacă are un an cu suspendare și 2 ani cu suspendare, câtă pușcărie face? Păi nu, dacă ai 2 pedepse cu suspendare, instanța poate dispune tot o executare a pedepsei cu suspendare. Pe care dintre face 2 sau 1? Păi nu, se face cea mai grea, dar evident, adică 2. Dacă nu depășește limitele de pedepsă și nu depășim că suntem pe 2 ani, poate rămâne tot la suspendare. Dar calculele stau altfel, pentru că sunt mai multe infracțiuni și nu știu dacă rămânem la 1. Că nu vorbim doar de a spus că oricum face pușcărie, deci s-ar putea să ia cu suspendare? Nu va lua cu suspendare, asta vă spun. Ce facem noi e doar o chestie de teorie ca să vă explic cum se calculează. E foarte simplu, sunt 2 variante. Fie ia cu suspendare, și asta era întrebarea, dacă ia cu suspendare dosarul ăsta, face pușcărie sau nu? Are mai multe infracțiuni, nu e doar una. Am înțeles. În acest dosar eu știu că sunt mai multe, nu e doar abuzul. E abuz, fals, nu instigare la fals, instigare la fals, nu este fals, că nu a falsificat el angajările femeilor, instigare, că i-a pus pe unii să falsifice niște documente. Se poate aplica și un spor pe lângă sporul pe care îl primește dacă sunt mai multe pedepse. Deci aici este un algoritm, un întreg algoritm de stat judiciar. Și ține de judecător și de individualizare, de cum apreciază și de regulă la oamenii politici, că mă întrebați de care e regula, normalitatea. De regulă, la oamenii politici, atunci când sunt acuzați de infracțiuni de genul acesta, judecătorii au apreciat că este necesară și aplicarea unui spor, tocmai pentru, dacă vreți, rolul pedepsei este acela de reeducare, dar și de a transmite un mesaj societății. Da, el are instigare la abuz și instigare la fals. Exact. Fiind vorba despre un om politic de anvergura domniei sale, există și neșansa pentru domnul Dragnea ca instanța să aprecieze că e nevoie și de sporirea unei pedepse. Dacă ar fi fost simplu deputat, poate atunci scăpa. Atunci când vorbim de partid, de contopire. Complicat. Cred că singura șansă pentru domnul Dragnea de a scăpa de, cum spuneați noastră, de pușcărie este să obțină o achitare. E fără discuții. Aici vreau acest scenariu. Eu aș spune că e puțin probabil, dar nu am experiență în penal, așa mi se pare. Doar, foarte multe case de pariu, cred că o să se pună pariu în România. Da, exact, doar o scurtă completare, ca să nu se înțeleagă cumva greșit, că i s-ar face, dacă ar primi acel bonus suplimentar, când se calculează, când se calculează pericolul social, faptul că o persoană are notorietate, și ar primi o pedeapsă mai ușoară sau cu suspendare, ar lăsa impresia în societate că cu cât ești mai sus în ierarhie, ai putea scăpa de pușcărie. Și asta e o justificare a acestui spor care se dă la persoanele care au o anumită... Aici nu sunt de părere că justiția trebuie să facă pe bază de percepții, da?
Păi, dar se face justiția, dar se face și față de persoana care este condamnată. Adică, până la urmă, judecătorul se uită la circunstanțele personale. Da, se numește individualizare. Pot... Și da, dragii mei, dar atunci Dragnea era președinte de Consiliul Județean. Păi, acum este pare că nimic, României după 10 ani. Se pare că pe jupânul unui Consiliu Județean, că era jupân la Telorman, acolo era nimic, mie nu mi se pare lucrul ăsta așa fi lipsit de semnificație. Aveți dreptate, dar adică, în comparație cu ce a fost și cu ce este Dragnea, o diferență mare. Să, până atunci să vedem ce a făcut. De CJ, acum eu vă spun, ca avocat, am urmărit cazurile, nu intru în dosare penale, dar din ce am urmărit, eu zic că sunt mici șansele ca Dragnea să scape de închisoare și să obțină o achitare. Nu, la nu cum spunem asta acolo. Niciodată. Asta, așa mi se pare mie. Na. Acum sunt și eu un politic, dați-mi voie să fac o declarație, da, și acum consider. Ce este cert, ca să închidem subiectul ăsta, Dragnea este foarte preocupat ca să-și schimbe completul de judecători. A fost nemulțumit teribil Dragnea de componența acestui complet de judecători, de 5 judecători. Modul în care s-a constituit și componența lui. Asta arată că are emoții, pentru că probabil că avocații au spus, bă, Iulian Dragomir... Când pleci de la o condamnare, e normal să ai emoții că te cheamă Dragnea, Popescu sau Ionescu. Să nu ne ascundem după deget, doamnă. În zona judiciară se știe că la înalta curte există complete mai puțin favorabile și mai favorabile, da? Sunt anumite complete care dau condamnări și care achesează pe rechizitorile DNA, da? Adică rechizitorile, adică completele care sunt pe culoar și completele care sunt mai puțin dependente de culoarul judiciar cu serviciile secrete, nu? Nu știu, vreau să cred că a fost era în care vorbeam așa. De ce s-a pună? S-a întâmplat ceva? Amintiți-vă, aveam niște procurori, niște șefi de parchete care spuneau că n-am avut niciun protocol și dintr-o dată am aflat că au existat. Aveam șefi din altă curte care spuneau că n-au fost protocoale și dintr-o dată am aflat că existau. Să spunem că judecătorii au căpătat o oarecare, un curaj care probabil le lipsea până la un anumit moment. Pe de altă parte, dacă îmi permiteți, n-am auzit de nicio retragere din câmpul tactic. Da, pe de altă parte, n-am auzit pe cineva să spună, domnule, articolul ăsta ne creează probleme. Adică, haideți să ne uităm. Eu am citit un protocol la primul care s-a desecretizat. Sincer vă spun, nu că susțin deci eu protocoale, nu un articol, dar n-am înțeles. Alăturarea unor persoane care nu au ce să caute într-o anchetă penală cu un procuror, indiferent dacă te vătămează sau nu, dacă te vatămă sau nu, n-are ce să caute. Așa funcționa la momentul respectiv sistemul de interceptare. După aia a venit decizia. Nu mă refer la interceptări, că aia e altceva. Protocoalele vizau activități, echipe mixte, în care se presupune că urmări, nu doar interceptări. Adică făcea de urmările penale. Exact. Despre asta e vorba. Uitați, eu sunt chiar foarte curios dacă cineva vine și spune, dumne, ăsta e un act de urmărire penală făcut de SRI. Și în ce țară credeți noastră că și-ar asuma cineva o asemenea responsabilitate? Să vină cineva de la SRI, să vină să spună urmărirea penală în acest dosar am făcut-o eu. În oarece dosare lucruri care nu sunt tocmai în regulă și nu poți să spui că în România nu sunt dosare unde nu s-au făcut lucruri ok. Că așa e, când ai mii, zeci de mii, milioane de dosare, întotdeauna există și uscături. Dar ce vreau să vă spun este că dacă s-au făcut... Sau victime colaterale, nu? 6 milioane de dosare avem în România. Doamne ferește să nu fiți dumneavoastră vreo victimă colaterală pe acolo. Nu o să vă plângă nimeni. Lucrurile astea, bineînțeles, lucrurile astea nu cred că s-au făcut înscris de și pe bază de protocol. De ce trebuia să fie oculte? Bun, n-a vătămat pe nimeni. De ce trebuia să fie ascunse? Dar uitați, eu vreau să vă întreb ceva. În momentul în care îți asumi o colaborare cu cineva, de ce soția ascunsă? Haideți să vedem un lucru. PSD-ul vine și scoate aceste... Vedeți cât de pervers e PSD-ul în chestiunea asta. Vine și scoate aceste protocoale. Dar haideți să vedem cine a inițiat de fapt semnarea acestor protocoale. Cine era președinte atunci? Ion Iliescu. Cine era prim-ministru? Adrian Năstase. Da, protocoale, deci protocoalele au devenit un mod de lucru care a fost inițiat de PSD. Ei știau foarte bine lucrul ăsta, Dragnea știa lucrul ăsta, Adrian Năstase știa lucrul ăsta, Ion Iliescu, păi atunci s-au făcut. Știau Dragnea de la protocoale. Nu știu, așa cred, că și pe cipul le-au scos. Și acum vine PSD-ul care l-a inițiat. Avea șosete flaușate prin 2001, vai de capul, știa el cu protocoale. Eu sunt convins că știa, că atunci când a ajuns disperat le-a scos. Că așa au ieșit protocoalele la ideală. De-abia privatizat el drum când a ajuns, se pregătea să devină multimilionar. Dragnea disperat le-a scos.
pauză comercială, un scandal economic foarte mare din punctul meu de vedere, după aproape 5 luni de scandal și de discuții pe legea offshore, pe legea exploatării gazelor din Marea Neagră, astăzi o lovitură, o lovitură din partea companiei OMV. OMV Petrom anunță că se gândește să nu exploateze gazele din Marea Neagră pentru că nu-i convin condițiile. Cea mai importantă companie din România, OMV Petrom, OMV Petrom spune așadar că poate nu va scoate gazele din Marea Neagră pentru că, repet, nu-i convin articolele de lege, nu-i convin condițiile financiare ale înțelegerii făcute cu statul român. Detalii foarte importante. OMV poate să blocheze așadar o afacere de peste 50 de miliarde de euro, din care România ar trebui să câștige undeva la 20 de miliarde de euro. Foarte interesant șahul dat. Nu există prevederi în această lege care să ridice potențiale piedici sau potențiale greutăți, nici din punct de vedere administrativ, nici din punct de vedere birocratic, nici din punct de vedere financiar fiscal. Este o lege care pentru noi este importantă. Am, într-adevăr, o satisfacție foarte mare că tranșele de impozit pe venitul suplimentar nu au fost modificate. După nenumărate dispute cu opoziția, dar chiar și cu colegii din coaliție, legea offshore a fost adoptată de Camera Deputaților. Doar că prea târziu, avertizează cei de la OMV. Compania susține că nu mai are timp să evalueze condițiile prevăzute de lege. Suntem foarte preocupați de faptul că vom fi restricționați în vânzarea gazelor. Libertatea de vânzare a gazelor este foarte importantă. CEO-ul OMV a subliniat că, spre deosebire de alte țări din regiune, România este aproape total independentă din punct de vedere energetic, importând mai puțin de 10% din necesarul său de gaze de la gigantul rus de stat Gazprom. Șeful OMV s-a declarat nemulțumit și de obligația impusă de lege producătorilor offshore de gaze de a vinde pe piețele centralizate din România minimum 50% din cantitatea anuală de gaze naturale contractate cu livrare în anul calendaristic respectiv, cu precizarea că este vorba de 50% din cantitatea de gaze naturale din producția proprie. Rezervele de gaze naturale din Marea Neagră se ridică la 200 de miliarde de metri cubi, mare parte descoperite în ultimul deceniu. Asta ar duce practic la dublarea producției de gaze a țării în următorii 10 ani, adică 20 de miliarde de metri cubi pe an. Asta a dat lovitură de teatru. A doua companie ca importanță, care deține al doilea zăcământ din Marea Neagră, spune Cornel Ivanciuc că se gândește să nu exploateze și că nu îi se pare interesantă afacerea asta, așa cum a scris-o statul român în această lege. Problema OMV este spusă explicit. Pe ei deranjează faptul că statul român va vinde pe piețele proprii 50% din producția de gaze. Păi de ce să fie deranjați? Nu înțeleg. Și lasă de fapt părerea mea că vor lăsa locul companiei americane ExxonMobil. Vor ceda, practic, zăcământul și exploatarea către ExxonMobil. Eu așa înțeleg lucrurile, că dacă ei nu investesc, ei trebuie să investească în acest moment circa un miliard și ceva, de, cam un miliard 200 de milioane de euro ar fi fost parte OMV. Dacă ei se retrag ca investitori, ce se aștepte atunci? Locul rămâne liber, rămâne neocupat o vreme. Deci următoarea companie în aceeași perimetru este ExxonMobil. Este acolo și americanii vor investi. Au tot interesul de la OMV, pentru că este și o miză geopolitică uriașă aici. Da, OMV a avut mult de câștigat de pe urma României în general și de pe ce a făcut OMV în România. Adică atât de proastă să fie afacerea asta încât OMV să plece din business, din deal? Miza totuși nu este atât de mare cum pare. Domnul Băsescu, într-o seară l-am auzit venind cu niște date foarte exacte legate de valoarea acestui zăcământ în comparație cu ce zăcăminte există la nord de perimetrele noastre, cele rusești, care sunt infinit mai mari. Și adevărata miză este acolo. Nu ce s-a descoperit la noi. Ale noastre sunt niște zăcăminte limitate. Niște resurse care pot să fie epuizate dacă le exploatezi într-un alt ritm mai alert, le-ai epuizat în 4 ani, în 5 ani. Deci nu este o miză chiar atât de mare. Pentru americani miza este infinit mai mare decât pentru OMV, categoric. Deci Exxon nu va pleca de aici oricum. Și va fi în stare să suporte sarcina în momentul abandonului. Interesantă nuanță. Deci OMV gândește afacerea asta strict din punct de vedere economic, pe când ExxonMobil, adică americanii, o gândesc și strategic, geopolitic, da? Ei vor să fie aici, să aibă un picior în Marea Neagră. Spre deosebire de OMV, care spune, domnule, nu mi se pare prea profitabilă povestea asta și plecăm. Dar americanii vor rămâne.
americanii categorii rămân, pentru că Marea Neagră este un bun câștigat în urma acestor războaie sau a noului război rece, prefigurat în momentul când Rusia a devenit ceea ce a devenit și după raptul Crimeei și după întărirea avampostului militar al Crimeei și reconfigurarea flotei din Marea Neagră, care a fost aproape abandonată. Dragnea se lăuda acum câteva săptămâni, spunea, domnule, nu o să plece nicio companie, nu o să investească, este prea bună afacerea să plece din deal-ul ăsta, din negocierea cu gaze. Și astăzi OMV-ul, de la lovitură de teatru, spune că nu îi se pare prea interesant. Problema mea e că în continuare cred că statul român putea să câștige mult mai mult din exploatarea gazelor din Marea Neagră și opinia mea e că OMV-ul încearcă pe ultima sută de metri să mai forțeze ceva, pentru că nu cred că va renunța la gazul din Marea Neagră. Nu știu ce operațiuni mai au în alte părți. OMV-ul, majoritatea, 80-90% dintre operațiunile lor erau în România. Acum câțiva ani au rafinăriile în Austria, dar partea de extracție cea mai mare o aveau și până acum în România și nu văd cum și-ar permite, pentru că OMV-ul mai are o problemă mare și se cheamă redevențele, care nu s-au renegociat după cei 10 ani de la privatizarea petrolului. Da, a avut grijă domnul Ponta să nu le renegocieze. Da, exact, și nu știu în ce măsură poate să joace o carte de asta de forță în momentul în care s-a redeschide problema acelor redevențe care au trecut cei 10 ani și ar putea fi renegociate. Evident că o companie care vizează cifre de afaceri de miliarde de euro sau dolari pe an va încerca de fiecare dată să câștige, dacă poate, 100 de milioane sau 200 de milioane de euro în plus și își va juca toate cărțile, inclusiv aceste cărți de presiune mediatică, până la capăt. Iar în cazul cel mai neplăcut, să zicem, în care OMV renunță la această exploatare, la fel cum spunea domnul Ivanciuc, sunt multe companii și nu e vorba de companii rusești, să nu fiu înțeles greșit, deși probabil că sunt și companii rusești la coadă, dar inclusiv companiile americane cred că vor prelua acea parte. Așa, pe finalul emisiunii trebuie să ne destindem puțin, mai ne destindem atmosfera, mai zâmbim, mai glumim. Se pare că avem un nou ministru al cercetării pe nume Hurduc, care a explicat de fapt presiei de la Iași, el este profesor la Iași, ceva despre lumile paralele, despre faptul că umanitatea provine de fapt dintr-o lume paralelă care vine din viitor, că de fapt umanitatea este doar, adică noi suntem într-un univers, există mai multe universuri paralele și noi oamenii, noi ființele umane, s-ar putea să provenim dintr-un univers paralel și am venit din viitor. O chestie foarte interesant. Da, și neagă teoria evoluționismului. Da, pare acest... Adică e un băiat cu teorii foarte interesante. Oricum este o gură de oxigen. După atâția proști în guvernul Dăncilă, a venit și unul cu niște idei crețe măcar, știi? Adică cu niște idei care circulă măcar pe internet. Haideți să vedem pe Hurduc, da? Un profesor bonom de la Iași, repet, cu teorii foarte interesante despre lumile paralele, da? Despre cum lumile paralele guvernează, până la urmă, umanitatea. Foarte interesant. Este un om foarte bine pregătit, cu participări dese la multe acțiuni internaționale și colaborări cu universități de renume din lume. Nicolae Hurduc este alegerea PSD pentru postul de ministru al cercetării, lăsat liber din 31 august, după ce Nicolae Burnete a anunțat că demisionează. Cea care a făcut prima anunțul a fost chiar premierul Viorica Dăncilă, care a enumerat și calitățile care îl recomandă pe Hurduc pentru funcția de ministru. Are o carieră vastă, are foarte multe lucrări, este un om care a dovedit de-a lungul carierei sale mult profesionalism, un CV foarte bun, un bun comunicator, un om care este implicat în absorbția fondurilor europene. În urmă cu o lună, profesorul universitar Nicolae
Hurduc venea cu o teorie bombă, explica faptul că nu crede în teoria evoluționistă, ci crede într-o teorie a lumilor paralele. La fix ar zice oamenii răi. Dacă tot crede în lumi paralele, crede și că există un stat paralel, deci se încadrează în standardele liderului PSD Liviu Dragnea. Mie mi-este foarte greu să cred că omul, un mecanism, o mașinărie atât de complexă se trage din maimuță. Eu nu accept așa o idee, oricât de logică pe undeva ar părea această teorie evoluționistă. Este o teorie a lumilor paralele care spune că noi am venit din viitor. Mi-mi sună mai interesant această idee că noi venim dintr-o lume paralelă din viitor. Iar asta pentru că oamenii au niște caracteristici, conștiința și sufletul, iar până într-un punct le vedem la animale. Este un om care a gestionat și a condus multe proiecte cu finanțare europeană și un om de la care noi avem așteptări foarte mari pentru a folosit tot potențialul pe care l-are de dezvoltare pe care l-are domeniul cercetării și de asemenea să reușească să facă din acest domeniu un motor de dezvoltare important pentru țara noastră. Nicolae Hurduc, în vârstă de 62 de ani, este un inginer chimist și a absolvit în 1980 Institutul Politehnic din Iași. În 1993 a devenit doctor inginer în chimie, iar în 2001 devine profesor universitar la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iași. De mai bine de 2 ani de zile ocupă funcția de decan al Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului din cadrul Universității Tehnice Gheorghe Asachi Iași. În 2012-2016 a fost membru în Consiliul General al CNEATCU. Propunerea a fost trimisă deja șefului statului Klaus Iohannis. Da, zice Hurduc. Este o teorie a lumilor paralele care spune că noi am venit din viitor. Mie îmi sună mai interesant această idee că noi venim dintr-o lume paralelă din viitor. Iar asta pentru că oamenii au niște caracteristici. Conștiință, conștiința și sufletul. Iar până într-un punct le vedem și la animale. Da, Cornel Ivanciuc. Eu cred că domnul acesta Hurduc, ca și domnul... Da, și eu cred în lumile astea paralele. Tudorel Toader sunt o rușine pentru învățământul universitar din România și mai ales pentru învățământul universitar din Iași. În mentalul scandinav, Iașiul este considerat polul culturii din această parte a Europei. A venit regele Norvegiei la un moment dat. Primul lucru pe care a visat a fost Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, care este condusă în acest moment de acest colecționar mărunt, acest omuncul obscur, mă refer la Tudorel Toader, colecționat de peisaje, tufe, tufișuri, fânațe. Uitați-vă în declarația lui de avere. Deci este mentalitate de pârș sau de chițcan, de cățelul pământului. Dar mai discutăm de domnul Hurduc. Dacă omul ăsta, nu că sunt la fel, vă garantez că sunt la fel, dacă omul ăsta ar fi cumpărat o casă boierească, dar haideți să facem, știu că mai avem puțin timp, haideți să facem o introspecție în chestia asta cu lumile paralele. Mie îmi plac asta cu lumile paralele. Vă spun eu cum a făcut-o Dragnea. Da. S-a uitat probabil pe presă și a văzut declarația asta cu universul paralel și zis, opa, statul paralel. Și așa la asta a fost singurul criteriu. Un alt nivel deja, e next generation, generația următoare. Eu aș întreba, domnul ăla Andrușcă, mai e pe acolo, pe la economie, e bine, ne mai povestește nouă ceva? Mulțumesc mult pentru prezență. Aveți grijă cu lumile paralele, s-ar putea să vină cineva din viitor și să vă facă ceva. Noi vă propunem să urmăriți lumea lui Banciu aici pe B1 TV. Ne revedem săptămâna viitoare. O seară bună, numai bine!